Panică într-un bloc din centrul Aradului după ce o femeie cu probleme psihice și-a incendiat apartamentul. 85 de locuințe au fost evacuate, iar 10 de persoane intoxicate cu fum au fost scoase pe brațe de pompieri. Polițiștii au blocat toată strada pentru a face loc echipelor de intervenție venite să acorde primul ajutor. Bine că n-am sărit în aer cu gazul. Deasupra intră o femeie cu un invalid. Da, mai... L-au scos pe brațe sau cum? L-au scos. Nu puteai să respiri, nu vedeai nimica. Nu se vedea nimica. Locatarii au fost treziți în toiul nopții de mirosul sufocant de fum. Apartamentele au devenit în scurt timp adevărate capcane toxice. O tehnologie și fum și... Am ieșit afară. E fumul mare? Da. Te trezești noaptea și nu ai aer în pat, cum poți să te simți? Și nu se vedea nimic nici în față, nici pe hol, nici nicăieri. Focul a pornit de la garsoniera aflată la parter, iar fumul a cuprins rapid toate cele 4 etaje. În total, pompierii au evacuat 85 de apartamente. Au fost pompierii la fiecare apartament și i-a scos pe toți. În garsoniera incendiată locuia o fostă profesoară. Locatarii spun că femeia cu grave probleme psihice amenința că va da foc întregului imobil. Nu știu cine nu-și face meseria. Am anunțat de mult că femeia asta e nebună și că ne dă foc. Uitați că am ajuns la aceea. De ce nu a luat-o când umbla pe stradă ca nebuna? Bătrâna asta e nebună, dusă cu pluta și că nimeni nu face nimic împotriva ei și că eu nu pot să dorm noaptea că ține discotecă o bătrână. Ce să mai zic? Nimic. Aproape 40 de oameni au fost scoși pe brațe de pompieri și duși la ambulanțe. Da! Gata, 1, 2, 3! Intervenția deosebit de dificilă datorită fumului dens, care a inundat casa scărilor, a necesitat evacuarea tuturor locatarilor. 8 locatari au fost duși la spital cu 4 ambulanțe. Ne-au fost adus până în prezent 8 pacienți expuși la fum de incendiu. Toți sunt stabili, fără semne respiratorii grave. Femeia care a provocat incendiul a fost transportată la spitalul de psihiatrie.